în această țară noi putem să așteptăm orice ce. Că peste o săptămână să fie convocată ședință extraordinară, într-o noapte să fie aprobată această lege, noi putem să așteptăm la orice ce. Nu trebuie, adică trebuie să înțelegem. Țara se află în mâinile unui mafiot neadecvat, cu dereguleri psihice și putem să așteptăm la orice ce. Iată, asta e diagnoza. Acum, dacă noi să analizăm situația în jurul acestei legi, acestui proiect de lege. Pe mine mă amuză formularea deputaților, formularea comisiei, că e nevoie de dezbateri publice, e nevoie de discuție cu societatea civilă. Băi, oameni buni, voi sunteți din majoritatea parlamentară, voi controlați plenar acest guvern. Adică noi știm cine controlează, dar cel puțin prin intermediul acestei găști cu insignele de deputați, că ei nu-s deputați. Pur și simplu au niște insigne și ascultă ceea ce îi spune în Global. Când a venit acest proiect de lege, cu titlul de urgență, apropo, când a fost aprobat acest proiect de lege, nu știu de ce noi toți n-am scăpat din vedere, când, la care ședință a fost aprobat acest proiect de lege, când a venit acest proiect de lege, voi ce n-ați știut că el nu a trecut dezbateri publice, când el a venit în Parlament și a fost înregistrat și a stat, iată, din 8 iunie câteva săptămâni, unde voi ați fost cu dezbateri publice, cu discuția cu societatea civilă? Asta e povești de a dormi copii, că noi trebuie, nu știu, și eu văzut reacția societății. Eu văzut care este, inclusiv și petiția care a fost semnată de mai mulți cetățeni, reacția mai multor forțe antioligarhice, dar principalul spiritul societății. Și desigur, în aceste condiții, A simțit spiritul societății abia când a ajuns în comisie, la Parlament? Eu sunt sigur. Eu sunt sigur. Dacă n-ar fi existat reacția dură din partea societății civile, inclusiv și această petiție, nu, foarte ușor, la una din ședințele în Parlament, acest proiect de lege ar fi fost votat de această majoritate. Ceea ce nu înseamnă că mai departe Plohotniuc totuși nu poate să facă acest lucru în continuare. Dar totuși, încă o dată, noi am văzut că presiunea societății, reacția este foarte importantă. Da, lumea e descurajată, da, lumea îi spune că noi, iată, protestăm un an ceva și nu vedem efectul. Dar descurajarea nu, în stare de descurajare nu poți trăi. De la descurajarea miliardului înapoi nu va fi recuperat. De la descurajarea hoțeile lui Plohotniuc nu se termină. De atâta, această presiune este foarte importantă. Eu n-am ce adăuga la ceea ce a spus domnul Petcov, că această lege este imorală, cinică, antipopulară. Este legea care, adică eu am spus și la o emisiune, una din emisiuni tot aici în platou, dar de ce anume așa se procedează? Care e problema să suspendăm aceste garanții de stat? Iată, luăm decizia că noi suspendăm garanțiile de stat guvernului Leantă, guvernul Găbureci la moment. Vedem dacă aceste guverne au avut dreptul să acorde această garanție, dacă au fost analizate toate circumstanțele, de ce s-a făcut acest lucru. Asta e altă întrebare, că aceste persoane trebuie să fie trase la răspundere, din punctul meu de vedere. Și mai departe, depunem toate eforturile posibile și imposibile, cum a făcut guvernarea Nigeriei, să recuperăm acești bani. Și după ce recuperăm marea majoritatea sumelor, revenim la problema garanțiilor de stat. Dar eu mers pe linia într-adevăr, cum a spus domnul Petcov. Este evident că cei care caută și cei care au furat sunt aproape aceiași persoane. Și în aceste condiții, o adânci și merge unica calea că toate furturile, toate fără de legi, să fie acoperite cu altă fără de legi. Toate aceste cercuri de furturi care au fost din 2012 încoace, să fie suplimentate cu alt furt de această sumă de 25 de miliarde. Și sarcina cetățenilor acum să facem tot posibil și imposibil să nu admitem că această lege să fie votată. Ștefan Creangă spunea zilele trecute, miercuri, despre faptul că ar exista o soluție să fie acoperit acest miliard din profitul băncii naționale. Credeți că ar fi o soluție pentru ca să liniștească spiritul societății civile? Eu nu am auzit ca domnul Ștefan Creangă să aibă studii în economie. Eu, de exemplu, nu sunt de acord cu domnul Slusar că acești bani nu sunt importanți pentru Banca Națională. Rezerva valutară a Băncii Naționale este necesară pentru menținerea cursului leului.
În momentul în care Banca Națională nu are suficiente resurse valutare, cursul monedei, cursul leului scade și atunci toată economia se duce de râpă. Ceea ce spunea și domnul Petkov. Fondul Monetar Internațional este interesat de această problemă, nu pentru faptul că ei au oferit suficiente mijloace din 2009 până acum băncii naționale pentru a menține cursul leului, stabilitatea leului. Iar acești bani au fost scoși prin această fraudă bancară. De aici Fondul Monetar Internațional vine și zice, domnule, aveți o datorie internă pe care va trebui cumva să o acoperiți și trebuie să găsiți o sursă, anume pentru a menține stabilitatea leului. Fondul Monetar Internațional nu zice că trebuie să iei dintr-o parte sau iei din alta. Fondul Monetar spune, aveți o problemă, trebuie să o rezolvați. Cum o rezolvă guvernanții noștri este o altă problemă. Și acum trebuie să vedem cum rezolvăm noi această problemă, pentru că cel puțin avem trei direcții foarte importante. Unul sunt cei autorii acestui jaf care ar trebui în mod normal, prin justiție, să întoarcă acești bani. Doi, este sistemul bancar care au conjurat în toată această situație și a făcut plasamente în BEM și după asta și-a retras foarte repede banii atunci când au venit de rezerva Băncii Naționale. Și trei, sunt politicienii. Politicienii care au oferit această posibilitate banchirilor să scoată bani din Banca Națională. Și acum încearcă să pună această datorie pe seama cetățenilor. Iată, când toate aceste probleme vor fi rezolvate, atunci putem spune că cetățeanul poate să plătească această datorie. Poate. De ce zic poate? Pentru că în situația în care niciuna din aceste soluții nu va fi rezolvată, cetățeanul va trebui să acopere, oricât ne-ar părin nouă de straniu. Nu funcționează altfel economia. Este cinic, da, domnul Ghimpu a spus asta, cinic, dar adevărat. Dacă nu se rezolvă niciuna din aceste trei situații, noi va trebui să întoarcem banii. Dar pentru ca să ne ajungem aici, politicienii folosesc aceste trei tipuri de amânări. Vin alegerile prezidențiale. Ce nebun acum va pune povară bugetară fiscală pe cetățenii înaintea unui scrutin. Lucrul cel mai simplu este să-l duci în dezbatere publice. Pune cu societatea civilă. Problema este cine este societatea civilă. Cine vor fi chemați la aceste dezbateri și care sunt scopul acestor dezbateri? La ce concluzie va trebui să ajungă societatea civilă? Dacă aceste număr sau, nu știu, persoane care vor participa acolo, selectate sau neselectate, vor zice, da, cetățenii vor trebui să întoarcă acești bani. Deci guvernarea vă spune, ia că în urma consultărilor cu societatea civilă s-a ajuns la concluzia că cetățenii trebuie să întoarcă. Iar și este un joc politic. Asta e cum ai spune că poporul este de acord să plătească. Exact. Dar depinde foarte mult cine vor participa în aceste dezbateri și cine va fi societatea civilă care va participa. Noi am avut forul societății civile, dacă nu greșesc, da? Acum în iarnă, nu? Sau în primăvară. Unde s-a făcut o listă de revendicări înaintate guvernului și așa mai departe. Iată, asta este societatea civilă unde a înaintat această listă de revendicări. Să vedem ce vor reuși guvernanții să adune în aceste dezbateri și eu nu cred că într-o discuție sinceră, onestă, societatea va spune, poporul trebuie să întoarcă acești bani. Nu. Societatea civilă va spune, cei care au furat să restituie banii, banchirii care au făcut acest lucru posibil să răspundă și ei cu avere personală, iar politicienii să fie sancționați din punct de vedere politic. Și dacă este cazul, și penal. Câteva replici, dacă se poate. Banca Națională în 2014, când au fost sustrase, dar mai bine spus furate aceste rezerve valutare, au avut 3 miliarde de dolari aproape, rezervele valutare. Pentru a acoperi, nu-i funcția rezervelor valutare, doar stabilirea, adică este una din funcții, dar principală funcția rezervelor valutare, acoperirea în caz de ceva, adică importul critic. Suficient de 3-4 luni, adică să fie acoperit de 3-4 luni. Pentru a acoperi volumul importului critic, e nevoie undeva de 1.200.000.000.000 de dolari. Banca Națională a avut atunci 3 miliarde. Chiar și după furtul acestor parțiale rezervelor valutare, Banca Națională acum are rezervele valutare undeva la 1.600.000.000.700.000 de dolari. Acolo oscilează plus-minus 2-3%. De atâta, eu nu văd aici o mare problemă pentru Banca Națională, asta una la mână. Doi la mână. Dumneavoastră ați văzut parcursul acestor bani, acestor obligațiuni, cum o să meargă aceste sume. Se emit valorile mobiliare de către Ministerul Finanțelor, se transmit la Banca Națională, Banca Națională plasează tot la băncile comerciale, primește bani,
Banii se duc în rezervele voluntare. Mai întâi, dar băncile comerciale trebuie să accepte la asta e altă întrebare, foarte, foarte interesantă. Aici se este întrebarea că 0,1% cu care au fost alocate aceste credite în 2014 și acum de ce 5%? Eu mă tem că nici cu 5% n-ar fi făcute aceste plasamente. Dar asta e altă întrebare, mai mult tehnică. Dar pe urmă, din buget, anual, undeva de la 600 până la 800 de milioane de lei, doar dobânzile, noi trebuie să întoarcem la aceste bănci comerciale, care, apropo, tot au participat cu aceste plasamente neperformante despre care a vorbit domnul Trăguță, în jaful bancar. Se primește că acest cerc, oricum, până la urmă, Banca Națională este țintă finală. Și aici, întrebare ferească, Banca Națională din 2017 urmează să achite venitul obținut în buget și de acolo să fie achitate. Deci niște bani din buzunarul. Banca Națională nu plătește bani buget. Din 2017, conform spuselor Ministrului Finanțelor, Banca Națională va achita tot venitul care va obține în buget de stat. Și atunci apare întrebarea logică. Dar pentru ce de făcut atunci toate aceste cercuri? Lasă Banca Națională să nu plătească acest venit în buget de stat și rămâne acest venit pentru suplinirea rezervelor voluntare și să nu îmbăim noi toate aceste circuituri cu băncile comerciale. Iarăși, aici se urmărește alt scop, că băncile comerciale care noi știm de ce le sunt controlate, să mai aibă încă niște să tragă niște foloase din această aferă. A patra aferă, eu nu odată am spus, au fost trei etape de furturi și acum se încearcă a patra. Mai este un detaliu care trece puțin nevăzut. Eu am atras atenția la avizul Centrul Național Anticorupție. Cineaului, da. Că uitați-vă, echipurile respectivul proiect, normal că da, încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor și așa mai departe. Păi, nesimțiților de luptători cu corupția. Păi, dar voi unde ați fost? Acel Viorel Chetrari care a spus că dânsul știa foarte bine ce se întâmpla cu aeroportul, dânsul știa foarte bine ce se întâmpla cu furtul miliardului, tot dânsul acum știe mai mult decât scris da, știe rog. Mai mult decât scriu... Bine, trăiește că acolo a fost pentru dânsul. Și acum să vină cu așa o nesimție... Să zic că, păi, uitați-vă că așa ceva o să încalce drepturile. Grav, da. Păi, oameni buni, cu astfel de oameni care luptă cu corupția, cu astfel de procurori care astăzi sunt numiți la anticorupție și sunt plini de datorii față, ei înșiși față de justiție, cu astfel de, nu știu, de polițiști care și-au uitat de obligațiunile sale firești pentru ca să lupte cu criminalitatea, noi vrem cumva să întoarcem miliardul? Este imposibil. Este imposibil, pur și simplu. Dacă nu reformăm, dacă nu răscolim întreaga această, nu știu, gașcă care se vrea luptători pentru statul de drept, care însăși ei sunt criminali, noi nu o să mergem mai departe. Nu o să putem merge pur și simplu mai departe, indiferent de ce soluții o să ne ofere Kroll, FMI-ul sau Banca Mondială. Indiferent. Pentru că ei singuri nu doresc ca să fie scos la iveală adevărul, ca să fie puși la dubă cei care au făcut această crimă, ca să fie în primul și în primul rând investigată întreaga afacere prin care tot ei au furat miliardul. Deci ce cred? Că dacă l-au pus la dubă pe Filat într-un proces care departe nu este unul echitabil, s-a terminat totul. Dacă ei cred... Nu are treabă cu miliardul, în general. Dacă ei cred că Șor, stând câteva luni într-un izolator, așa, într-un sistem semi-închis, să-l numim așa, da? Totul s-a rezolvat. Da, nu s-a sigur rezolvat. Că stă la CNA, se discută foarte mult despre... Eu am auzit că stă la CNA într-un niște condiții destul de bune. Într-un lux. Și este alimentat la un restaurant care îi aparține. Asta cunosc eu cu certitudine.
Ieri am auzit că, aseară am auzit, cred că toată lumea a văzut, că dânsul pur și simplu este ținut unul singur, dar pe parcursul zilei îi se mai oferă acolo încă o persoană, ca să nu spună nimeni din procurori că, iată, dânsul stă în niște condiții preferențiale. Dar oricum condițiile deja sunt preferențiale, pentru că dânsul deja trebuie să fie la izolator numărul 13. Eu nu știu în ce bază se mai ține la CNA. Nu știu care este baza legală. Se discută tot mai mult zilele astea despre o eventuală anchetă internațională. Este posibil o anchetă internațională în cazul miliardului? Dacă eventual se ajunge la concluzia că mulți din acești bani ajung sau au ajuns în unele țări europene să fie antrenat Europolul, dacă a ajuns în Statele Unite, de exemplu, să fie antrenat, știu, FBI-ul, Interpolul sau alte organizații. Există, pentru că noi am avut situații. Ați citit cu siguranță zilele trecute și cazul Malaysia cu fondul de investiții. Am văzut cazul Nigeria când s-au adresat către autoritățile din Statele Unite ale Americii. Am văzut cazul Islanda, deja este cunoscut tuturor. Eu consider de pildă că o investigație internațională este nu doar posibilă, ci iminentă. Chiar am impresia că este în derulare chiar. Da, și uitați-vă, Moldova și-a cedat o parte din suveranitate prin mai multe acorduri internaționale, da? Fie că acordurile cu CSI-ul, fie acordul de pildă cu de asociere cu Uniunea Europeană. Apropo, acordul de asociere cu Uniunea Europeană are câteva capitole care vorbesc foarte și foarte clar despre ce trebuie să se petreacă în justiția moldovenească și nu se petrece. Acordul respectiv stabilește foarte clar un consiliu de asociere care la fel trebuie să controleze ce se face. Deci, începând din 1 iulie, când a intrat în vigoare în totalitate respectivul acord, eu cred că noi trebuie să vorbim doar de momentul începerii a investigației internaționale. Nu mai avem nicio încredere într-o investigație locală de către respectivii procurori și respectivii judecători, care sunt atât la judecătorii de prima instanță sau judecătorii la curtea de apel. Nu avem pur și simplu cu cine să rezolvăm. Și Plahotniuc poate să vorbească foarte mult și bine despre, împreună cu Filip, despre unele realizări la capitolul economiei, însă la nivelul justiției nu ai cu cine. Nu ai pur și simplu, toți sunt corupți. Dacă iese de la unul, intră la altul și nici măcar nu este niciun dubiu care va fi decizia acestuia. Posibilitatea unei achete internaționale, pe de o parte, și integritatea judecătorilor sau a factorilor din justiție în Republica Moldova, sunt două teme destul de mari. Aici vreau doar să aduc în discuție inclusiv raportul adeptului care viza practic un top al celor care nu sunt integri și deputații și judecătorii ocupă primele două poziții la capitolul lipsă de integritate. Domnule Mișan, de ce să mai vorbim? De ce să vorbim numai de adeptate? Uitați-vă, bună oară, altă ieri, viceministrul justiției Ieșanu a fost la Tăraclie, da? Și în prezența la Consiliul Raional și Consiliilor Orășănești a spus despre cazul Filipov. А Филиппов будет сидеть, потому что он сделал столько, поэтому... Представьте, сколько лет? Педата 27-те. La Curtea Supremă de Justiție trebuie să fie examinat acest dosar în ultima instanță. Dânsul cine este ca viceministrul justiției ca să spună а Филиппов будет сидеть, потому что он отворил столько и столько и столько. Dânsul cine este? Adjunctul șefului justiției, cum am văzut noi, că, iată, uitați-vă, ministrul justiției a devenit șeful justiției. Acelui care nici măcar nu are studii juridice, nu știu, care venise de la transport, s-a făcut ministrul justiției, la învedere... Cebotar. Cebotar, ministru. Și noi acum dorim ce? Ca să avem o justiție independentă, în condițiile în care toți ambasadorii s-au expus, a Uniunii Europene, a Statelor Unite, s-au expus în privința dosarului Filipov, că este unul ilegal. Și să vină asta... La Tăraclie și în prezență la toți, la om bude țineți, vă uviți. Asta cum? Noi despre ce vorbim? Dar despre miliard, cum putem să vorbim? Și apropo, despre miliard, eu cred că evenimentul acela care s-a derulat ieri, când s-au început așa numitele cum vorbiri sau, nu știu, tratative între Leancă și Plahotniuc,
sunt din același context, lanț. Context. Același lanț. Pentru că Leancă, de fapt, trebuia să fie alături de Filat deja. Dacă nu și alături de Șor. Pentru că și acolo, cred că i s-a spus, băi, om bun, mai ai acolo puțin ceva. Și Leancă este șantajabil în acest context. Perfect șantajabil. Dar două voturi, totuși, uneori... Ce se urmărește dacă există aici o înțelegere? Nici nu mai știu. Între actorii de la guvernare și PPM, eventual Iurei Leancă. Eu mult n-am ce adăugat la ceea ce a spus Petcu. Ieri am făcut postare pe Facebook după ce am aflat despre această întâlnire. Nu m-am mirat. Din toate circumstanțele, și nu doar în 2014, dar chiar și în 2013, când a fost, când statul și-a pierdut acțiunile în BEM, acele 23%, și acolo este evident că în pofida eforturilor Ministerului Finanțelor, guvernul nu a întreprins nimic, deși avea toate posibilitățile să facă acest lucru, plus 2014 cu această garanție de stat oferită pe data de 13 noiembrie și după care a urmat până la 26 noiembrie minimum 13,5 miliarde de lei au fost sustrase din Banca Socială și nu știu de ce nici prim-ministru, nici guvernatorul Băncii Naționale nu a pus condiția după 13 noiembrie imediat, a doua zi, să fie introdusă administrare specială. Dacă voi ați făcut acest lucru și deja statul participă, de ce voi a doua zi n-ați introdus administrare specială? Voi ați așteptat până la 26 noiembrie să fie scoși toți banii de acolo, pe 26 noiembrie sau 27 noiembrie se emite hotărârea Curții Supreme de Justiție că banca trece înapoi în proprietatea statului, deja fiind în stare ciuruită, și după asta, pe 27 noiembrie, se introduce administrarea specială. Este evident că această aferă a fost pregătită și Leancă, direct sau indirect, asta deja anchetă trebuie să se stabilească, a participat. Și desigur, ce se explică această apropiere? Pentru că și timpul când... Din punctul meu de vedere, această ofertă generoasă despre care a vorbit Leancă e conține garanție din partea lui Plahotniuc că el nu va urma după Șor și Filat. Adică, dar în schimb, eu trebuie să facă niște lucruri și în alegerile parlamentare, și în cadrul parlamentului, să joace în jocul Plahotniuc. Pe mine mă interesează, eu știu că în acest partid mai sunt oameni onești și pe mine mă interesează reacția celorlalți. Foarte interesant cum vor proceda conducerea acestui partid în afară de Leancă. Dar că Leancă este în capcana lui Plahotniuc, că este complice tuturor aferelor, tuturor acțiunilor ce țin de jaful bancar 2013-2014, pentru mine acest lucru de mult este evident. Acum a rămas întrebarea care va fi reacția Partidului Popular European. Are nevoie guvernarea de o imagine bună în Occident? Are, sigur că da. Nu știu dacă Iurie Leancă este exact persoana de care dânșii au nevoie pentru această imagine, dar un interviu am văzut ieri cu domnul Leancă în care spunea că europenii i-ar fi sugerat să se implice mai mult pentru apropierea Republicii Moldovene Europeană. Dar eu vreau să zic altceva. Au existat ieri cel puțin trei știri care la un moment, într-un anumit moment, se intersectează. Și aceste tangențe se duc spre ideea că ceva s-ar putea întâmpla într-un viitor foarte apropiat. Și să vă dau câteva exemple. O știre despre Omega, dacă nu greșesc, în care se spune că Partidul Liberal s-ar putea să fie scos de la guvernare pentru că devine incomod și într-un viitor apropiat s-ar întâmpla nu știu ce. Renato Usată îi face o postare că s-ar fi întâlnit cu Plahotniuc și... Bun, pe lângă faptul că i s-a sugerat acolo și i s-a dat nu știu ce, iarăși se vine la ideea că într-un viitor apropiat s-ar putea să se întâmple iară nu știu ce, să se configureze și așa mai departe. Această discuție cu Leancă și probabil că a existat o discuție cu Partidul Liberal Democrat pentru că în Parlament domnul Candu a avut o remarcă foarte interesantă la adresa lor, zice, după ce v-am întins noi alaltă ieri o mână, voi acum ne întoarceți cu un pumn. Deci s-ar putea să existe anumite discuții în cadrul politicului despre o reconfigurare. Cum va arăta asta și care sunt motivele încă nu știm. S-ar putea să fie într-adevăr incomod Partidul Liberal.
E un risc. Eu am zis mai de mult, pentru că după ce Partidul Democrat a scos de pe arena politică PRD-MIU, s-ar putea să înceapă să se încurce ușor și Partidul Liberal. Dar vom vedea în toamnă dacă aceste lucruri se întâmplă sau nu. Sau vedem săptămâna viitoare moțiunea de cenzură. Nu, moțiunea de cenzură nu trece pentru că nu are suficiente voturi. Este așa un joc politic ca să nu zică lumea că chiar nu face nimic în Parlament. Singurul aspect pozitiv al acestei moțiuni de cenzură este că domnul prim-ministru va apare în fața deputaților și probabil va mai afla și noi niște răspunsuri la niște întrebări, dacă ne se va permite în Parlament. Și asta este singurul aspect pozitiv al acestei moțiuni. Dar că va cădea guvernul, nu cred că nimeni își face iluzia aceasta pentru săptămâna viitoare. Dar ca să revenim, zic că poate la sfârșitul lui august, poate în jurul acestei perioade, să se întâmple ceva politicul moldovenesc. Nu știm încă ce. Dar v-am dat câteva știri care la un moment dat converg și au o anumită tangență pe un singur punct. Ceva s-ar putea întâmpla când și ce, încă nu știm. Noi încercăm să discutăm din punct de vedere al unei logici politice sau a unui comportament politic. Da? Și să facem careva previziuni, ce s-ar putea să fie, ce s-ar putea să nu fie și cum s-ar putea să se comporte guvernanții. Însă dânșii nu se comportă ca politicienii. Dânșii nici măcar nu sunt politicieni. Dânșii sunt niște criminali care au acces la guvernare. Dânșii gândesc și procedează conform unor scheme. Scheme care sunt puse într-un întuneric, într-o noapte, pentru că știm foarte bine că atunci când... Asta este particularitatea lui Plahotniuc, atunci când toată lumea se odihnește sau doarme, dânsul nu doarme. Dânsul face careva schemă. Atunci când toată lumea se duce la odihnă, anume atunci dânsul și acționează. Și a dat dovadă pe parcursul a mai multor ani despre un astfel de comportament. Respectiv, eu, de pildă, după dezvăluirile apropo de aseară a lui Renato Osatăi, precum că dânsul, fiind la Plahotniuc și Plahotniuc a încercat să-l cumpere cu $1,5 milioane, eu mă așteptam, dacă să mergem conform unei logici normale de drept, o autosesizare din partea procurorilor. Noi n-am văzut nici măcar asta. Noi n-am văzut, eu special am urmărit astăzi deschiderea ședinței în Parlament. În Parlament, niciun deputat, nici de la o fracțiune care se consideră de opoziție, n-a făcut nici măcar un măr. Oameni buni, omul a ieșit și a făcut o dezvăluire. Când e vorba de 1,5 milioane, deja nu mai importă de lei sau de dolari. Vă dați seama, deci, e o sumă imensă. Când dânsul, practic, ceea ce a declarat ieri Renato Osatăi, este aproape exact același lucru care l-a făcut și Șor. Nu. Avem un precedent. Există dosarul terminat acum în instanță cu condamnare pentru omituirea deputaților. Coruperea deputaților. Da? Nu, dar să zicem nici măcar nu asta, da? Dar iată, uitați-vă, ce a declarat Șor. Șor a venit și a declarat: eu i-am dat lui Filat 250 de milioane de dolari mită. Unde stă Filat astăzi? Că s-a dovedit sau nu s-a dovedit, dar Filat stă acolo. Cineva s-a adresat la Plahotniuc. Om bun, tu ai fost, ai dat, nu ai dat, noi să vedem asta. Eu sunt sigur că acum o să fie mai mult urmărit Usate decât Plahotniuc. Dar asta deja din altă, cum s-ar zice, opera. Și s-ar putea, pentru că aici dânsul ar putea fi urmărit pentru declarații false, de exemplu, pentru că nu a fost acest schimb de bani. În cazul lui Șor, de exemplu, lucrurile sunt mai grave, pentru că dânsul, eu am dat 250 de milioane care au dispărut cu acest miliard, dar banii nu au fost recuperați. Pentru a constata declarația falsă, cel puțin pentru a constata. Trebuie să te duci la Global, să vezi acolo, să scoți toate camerele, să întrebi anturajul, să pornești ancheta. Dar nu s-a pornit. Azi la orele 8 dimineață noi trebuia să ne trezim cu anunțul procuraturii de autosesizare și pornirea dosarului penal pe declarațiile Usate de ieri. Păi da. Eu cred că era normal să apară și un comunicat din partea cealaltă vizată, care să
Nu, de acolo eu de mult nu aștept. Eu vreau să vă aduc aminte, poate dumneavoastră nu știți, da? Dar eu de pildă știu foarte bine. Dosarele lui Țipovici cu Moraru, da? Din noiembrie 2014 au fost pornite în baza interceptării în care chipurile Țipovici a amenințat-o pe soțiisa. Și pentru violență în familie. Tentativa de violență în familie. Eu acum nu glumesc. Noi când arătam la ambasadori și dânsii nu înțelegeau, cum adică așa? În prezența soției și soția zice, dar nu e adevărat. Păi da, haideți că ne mai certăm, ceva mai spunem, dar nu e tentativă de răfuială. La Boraru, care stătea în raionul Edineț, păi aceștia au făcut atâta, păi trebuie să fie arși. Pentru asta omul a stat la dubă. Și noi acum... Deci ăsta stă și decide cine îi trebuie lui în Moldova și cine nu îi trebuie la Global și stă frumușel, el decide, el e coordonator, înțelegeți? El e coordonator, el se duce la mamici, la centrul mamici copilului și de acolo nu știu ce scutece. El salvează țara, înțelegeți? El salvează țara, cel care trebuie să stea la dubă. Cel care trebuie să stea la dubă, cel despre care trebuie lumea să uite. Ăsta despre care totul sată ieri a declarat că dânsul s-a declarat la ambasada Federației Ruse ca cetățean al Transnistriei și a primit cetățenie rusă în 2003. Acesta acum astăzi conduce țara? Acesta trebuie să stea, nu la dubă. Acesta trebuie să... Nu suntem noi Turcia, da? Ca să abolim Convenția pentru Drepturile Omului. Dar cea mai aspră pedeapsă trebuie să primească această persoană, acest individ. Că nu-l pot numi altfel. Acesta care la ora 7 dimineața în raza cartierului unde locuiește, oamenii dânșului de la Argus merg cu câini ca să verifice, nu cumva stă acolo cineva, în fiecare dimineață, duceți-vă la ora 7 ca să vedeți, pe strada Bulgară, în centrul Chișinăului. Acesta trebuie să ne conducă țara? Acest criminal, el trebuie să intre, să iasă așa cu borsetă în spatele lui Leancă și Leancă trebuie să mai spună, dar am fost la Bruxelles și la Berlin și mi-au sugerat oameni foarte importanți, ca celare occidentale. Fals! E falsă declarație. Eu am vorbit seara cu cineva din diplomații europeni. Dacă s-ar fi făcut ceva în genul ăsta, ar trebui să cunoașteți cumva, dar nu mai fost așa ceva. Sugerați că aceste întâlniri fie discuții cu europenii care i-ar fi sugerat lui Iurie Leancă să se apropie? Eu nu spun că Leancă nu s-a întâlnit cu nimeni la Berlin, dar dacă omul ăsta s-ar fi întâlnit cu, nu știu, cu un măturător de stradă la cum îi zice, Ministerul Federal de Externe, asta nu înseamnă că Ministerul Federal de Externe ar fi spus că du-te cu Plahotniuc și unește-ți forțele. Asta este. Și noi dorim ca ei să ne conducă țara și să ne scoată la, cumva, la o suprafață, să spună că, oameni buni, acesta este viitorul luminos. Nu o să întâmple. Trebuie să-i dăm jos, cât mai degrabă. Am trecut să spunea că ar putea să existe niște mișcări seismice cu Partidul Liberal. Aveți... Nu. Eu am dat-o pe știrea Omega, dar acolo sunt niște știri, niște surse confidențiale. Deci nu se vorbește foarte clar. Eu am încercat să construiesc un lanț logic al celor ce s-ar putea întâmpla. Bun, s-ar putea ca Partidul Liberal să aibă probleme, dar s-ar putea să nu aibă. Pentru că vine și reconfigurarea guvernului, nu știm câte ministere vor rămâne în acest viitor guvern, câte dintre ele vor reveni Partidului Liberal, dacă va fi afectat sau nu va afectat Partidul Liberal, pentru că o anumită reconfigurare ar însemna că lideri importanți din PL să rămână în afara politicului până la viitorul scrutin parlamentar și așa mai departe. Nu se știe cum reacționează Partidul Liberal, iar Partidul Liberal știți foarte bine. Când este vorba de un minister, se bate până în pânzele albe. De exemplu, dacă pierde Ministerul Transporturilor, s-ar putea să iasă de sine stătător de la guvernare, da? Ne se ride nimeni. Și în cazul ăsta... Acum, mă gândesc în ce măsură, mai mare sau mai mică, ar fi legătura cu Chișinău. Aici foarte multe lucruri fierb. Direct. Și... Eu vreau să vă spun care este logica. Eu vreau să vă spun care este logica, da? Asta referendum. Da. Păi, uitați-vă. Logica este una simplă.
Domnul Filip a anunțat deja că așa numită reforma administrativă este practic gata. Da? Ca să fie comasate mai multe ministere și să fie respectiv redus numărul de ministeri. Este într-un fel o acțiune de asta mai mult populistă decât populară. Asta de fapt se poate de făcut. Nu Ministerul este atât de greu. Împreună cu cel al protecției sociale. Da, de pildă. Da? Ministerul infrastructurii drumurilor cu Ministerul Tehnologiei Informațiilor. Da? Ceva de genul ăsta. Respectiv, eliminăm pur și simplu reprezentanții altor fracțiuni. Ca să facă un guvern mai mic ca numere de ministere, nu este posibil decât să treacă printr-o demisie. Nu este posibil, pur și simplu, ca să iasă Filip astăzi să zică de mâine trei ministere sunt lichidate. Nu este posibil, pentru că conform Constituției trebuie să demisioneze întreg guvernul. Respectiv, trece printr-o demisie, mai intră încă o dată în Parlament ca să facă... Legea guvernului, da, legea guvernului și așa mai departe. Toată chestiunea asta poate fi făcută atunci când lumea este mai mult zburătoare, undeva pe la mări. Dar haideți acum să mergem iarăși în continuare pe lanțul logic. În momentul în care se merge pe demisie, deci primul ministru va trebui să-și depună demisie, iar Partidul Liberal pierde anumite ministere la care ține foarte mult, s-ar putea ca Partidul Liberal să nu mai intre la guvernare. Și cazul ăsta... Este logică această discuție a Partidului Democrat cu alți parteneri din Parlament. Deci zic, s-ar putea întâmpla ceva în toamnă, dar nu știm ce. Și mai mult, s-ar putea să fie reconfigurarea guvernului, s-ar putea să fie alegerile prezidențiale, desemnarea unui candidat unic. Multe lucruri s-ar putea întâmpla. Și mai mult, Partidul Democrat mai dispune de o rezervă de deputați în rândurile fracțiunilor, în special a fracțiunii Partidului Socialiștilor, mai dispune de câțiva deputați în rândul ceea ce au mai rămas de la Partidul Comuniștilor, mai dispune în rândul celor ce au mai rămas din PLDM și respectiv, uitați-vă, ei astăzi au 58 de voturi. Fără 13 de la liberali, 45. Iată, da, 425. Lor nu mai trebuie, iată, încă 7 deputați. 6-7, da. Și, iată, că asta nu este problemă pentru el. De ce? Și vă spun, noi gândim din punct de vedere politic. Cum s-ar comporta cu politicienii dânși? Gândesc cu totul altul, conform altei logici. Conform altei logici. Și v-am adus exemplu de pildă a viceministrului Justiției, care pare a fi un om cumpătat. Dar peste tot, și iată, așa peste tot. Așa peste tot. Nu avem cum să scoatem la un, nu știu, o viață mai bună cu acest așa numit guvern, cu această așa numită guvernare. Da, Partidul Liberal să iasă din arcul guvernării în cazul în care guvernarea Dede să-l sacrifice pe Chirtoacă, pentru că aici la Chișinău, la asta încercam să ajung, să discut și problema Chișinăului. Eu cred că, pur și simplu, i-ar fi... Nu cred. Eu cred că i-ar fi totuși... s-ar fi dat așa această sinecură, să numim așa. Să fi spus lui Ghimpu, uitați-vă, noi vă lăsăm cu primăria voastră, care costă mai mult decât câteva de ministere, vreau să vă spun. Și fiți așa amabil. Dacă și încă nu este... Numai o clipă, și încă nu este... Nu este... înțeleasă până la urmă situația însăși în interiorul Partidului Liberal, fracțiunii Partidului Liberal. Că respectivul partid de mult nu mai este partid, este așa un conglomerat de interese financiare în special și știți cum, un post de pildă directorului general Căilor Ferate tot costă destul de mult. Dacă referendumul în Chișinău va avea loc, iar Partidul Liberal pierde Chișinău, atunci Partidul Liberal va pleca de la guvernare. Trebuie să ținem cont de impulsivitatea domnului Ghimp. Dânsul este o persoană emotivă și foarte repede ia decizii. Probabil, eu nu-l cunosc foarte bine, dar în felul în care acționa până acum, cam așa este. Dacă pierde Ministerul Transporturilor, s-ar putea să aibă exact aceeași atitudine. Pentru că, amintiți-vă, în cazul guvernului minoritar, pentru că nu i s-a oferit acest minister, nu a intrat la guvernare. Deci Partidul Liberal are anumite interese. E două interese mari sunt Primăria Capitale și una mai mică, dar la fel de importantă, este Ministerul Transporturilor. Dar, în cazul Primăriei Capitale, Mihai Ghimpo este gata să se lupte cu oricine. Ar putea să existe un scenariu în care PR-ul să iasă la guvernare ca să recâștige imaginea timp de 2 ani de zile până la următoarele alegeri, pentru că acum este în picaj maxim. Din punctul meu de vedere, mai puțin contează
soarta Partidului Liberal, la guvernare, fără guvernare. Eu sunt convins că acest partid, sub aspectul electoral, este aproape mort. Rămâne el la guvernare, merge în căruță cu Plohătniuc. Iese de la guvernare, oricum, toate acțiunile acestui partid care au fost, au urmat, tot parcursul de la procurorul european și jos mafia până la intrare în borsetcă la Plohătniuc, n-a fi uitat. Acest partid este, din punctul meu de vedere, mort și chiar dacă Ghimpu acum iese de la guvernare, cum eu o să explic că, iată, până ieri am fost cu Plohătniuc în barsetca lui și făceam jocul lui, de iată azi mai mult nu vreau și trebuie să întâmple că eu să spună că mai mult eu țin cu țară și mai mult nu suntem forța antioligarhică. Acest lucru deja n-a să treacă. De atâta, pe mine mai puțin mă interesează soarta Partidului Liberal. Pe mine mai mult sunt mai mult îngrijorat de situația în țară. Eu, după toate indicele socio-economice, văd că noi ne apropiem a un colaps economic, care este iminent dacă nu vom întreprinde niște măsuri radicale timp de un an. Această guvernare duce țara la catastrofă națională, după care ideea lui Plohătniuc de a fugi din țară, și mai departe rămâne ceea ce fie potopul aici, pe dânsul nu interesează. De atâta, eu revin la ceea ce a spus domnul Petcov. Unica soluție cardinală, alegerile parlamentare anticipate cât mai rapid. În mod normal, și eu nu odată am spus, dacă toate forțele care se declară că sunt antioligarhice, câteva partide care au acum în sondaj, ce sunt pe radar, sunt cotate cel mai mult de populație, ar uni eforturile și ar declara un protest antioligarhic cu un singur scop, declanșarea alegerilor parlamentare și o grevă națională la începutul lunii septembrie, 3 zile, eu sunt sigur că acest regim cade. Și asta e problema, că din punctul meu de vedere sunt semne de întrebare. Care forțe sunt antioligarhice în realitate? Deci încep variantele, care poate ne jucăm, poate ne mai stăm, ne mai vedem, lasă să fie supuși alții riscului, dar în mod normal, unirea forțelor, pentru noi alegerile prezidențiale este o etapă importantă, dar intermediară, care, după care trebuia să meargă alegerile parlamentare. Dar noi, în mod normal, am avut posibilitatea și încă mai avem posibilitatea să declanșăm alegerile parlamentare cât mai rapid, că ce n-ar face Plohătniuc? Care efortul n-ar întreprinde acest individ, niciodată în cadrul alegerilor parlamentare, eu n-a să aibă nu că 50 de mandate, eu n-a să aibă nici 15 mandate cu toate falsificările și cu toate acestea. Și atunci, asta e condamnarea, sentința și moartea pentru acest regim. Și de atâta, cu cât mai repede noi vom declanșa aceste alegeri parlamentare, cu atât mai multe sunt șanse de a salva țara. Dar cine o să... Eu nu aș fi atât de categoric, Partidul Democrat nu poate lua atât de mult. Eu am să vă sfătui, dacă nu vă supărați, priviți imaginele de la Centrul Mamei și Copilului acolo, unde se dădeau scutece și cu cât dragoste și bucurie luau oamenii aceste daruri. Nu ziceți. Vom vedea. Da, și păcat este lucru că, iată, eu de pildă acum câteva zile am fost la Drochia și discutasem cu niște medici și... Cu părere de rău, oamenii, iată, nu înțeleg ceea ce a spus și colegul, că alegerile prezidențiale se văd doar ca o treaptă. Da? Oamenii cred că, iată, cei la care o să câștige alegerile prezidențiale o să ne scoată din acest hal și haideți să mergem. Oamenii nu înțeleg că o să fie prostiți, pur și simplu, în perioada alegerilor prezidențiale. Nu înțeleg. Noi nu avem campanii. Da, chiar dacă avem alegeri prezidențiale, noi nu avem campanii. Da, și eu cred că partidele politice, să le numim așa, de orientare democratică, pentru că cei care se numesc democrați nu sunt democrați, de orientare democratică, totuși ca să explice lumii ce se întâmplă și ce trebuie să facem. Pentru că cauza... Dar Partidul Comunist nu trebuie să facă asta. Cauza principală este ca să facem alegeri parlamentare anticipate. Doar așa putem răsturna situația de astăzi. Doar așa. Altfel nu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții.
am atins cam toate subiectele pe care ne le-am propus astăzi. Vom vedea ce se va întâmpla. Mai există o săptămână, încă 3 ședințe, am înțeles, de Parlament. Vedem dacă ne așteaptă surprize săptămâna viitoare sau vor fi lăsate pentru perioada cea mai fierbinte a anului, pentru luna august. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem la ora expertizei luni, la ora 19:50. Toate bune!